Eu vou dar flores pra você no café da manhã, te acordar com beijos cheios de amor, fazer por onde merecer seu carinho. Hello people, bine ați revenit pe canalul meu, eu sunt Edna și astăzi am să fac un filmuleț în care voi vorbi câteva baze în limba portugheză. De fapt, m-a cerut un abonat, a descoperit, nu știu cum, canalul meu în limba portugheză și a lăsat acolo un mesaj sau o sugestie și el mi-a cerut să fac un filmuleț în care vorbesc câteva baze în limba portugheză și chiar mi s-a părut foarte interesantă sugestia lui. Pentru cei care nu știu, în afara de acest canal, am și eu un alt canal în limba portugheză de care nu vă recomand să vă duceți neapărat acolo pentru că nu veți înțelege nimic, pentru că, având în vedere că este limba mea maternă, am tendința de a vorbi mai repede. Dacă în limba română, care nu este limba mea maternă, vorbesc un pic repede, acolo vorbesc gen la viteza luminii, așa că mai bine învățam aici câteva cuvinte și măcar mai înțelegeți cap-coada. M-am gândit să aduc în acest filmuleț câteva cuvinte sau câteva fraze în limba portugheză pe care poate că o să vă fie de folos atunci când vă duceți, de exemplu, în Portugalia, în Brazilia, în Angola, Mozambic, Cabo Verde, São Tomé, Macau. Dacă nu știați, țările astea toate vorbesc portugheza cu accent diferite, bineînțeles, așa cum este, de exemplu, România și Moldova, dar ne înțelegem între toți. Atunci când învățăm sau ne dorim să învățăm o limbă, sunt câteva cuvinte de bază, de exemplu, cum se salută, cum se mulțumește. De exemplu, dacă vrei să salut pe cineva, un prieten, un cunoscut, aici în România se spune bună, ce faci? Iar în portugheză ar veni olá, como estás? Portugheza vorbită în Angola este cea mai asemănătoare față de cea care se vorbește în Portugalia, de exemplu. Iar cea din Brazilia are un accent așa, să zicem, mai melodic și foarte frumos, sincer să zic, îmi place cel mai mult accent din Brazilia. Sună un pic ca spaniola. Olá, como estás? Como estás? De aia zic mereu că cei care vorbesc portugheza înțeleg spaniola și viceversa. Acum, dacă te-ai trezit sau este dimineața și vrei să salut pe cineva, aici în română se spune bună dimineața, iar în portugheză se spune bom dia. Bom înseamnă bună și dia înseamnă dimineața. Dar ce am vorbit acum, am folosit accent din Portugalia sau din Angola. Dacă vreau să vorbesc cu accent din Brazilia, ar fi bom dia, bom dia. Dacă vrei să spui, de exemplu, bună ziua, e deja ora 12 și vrei să spui bună ziua. În română se spune bună ziua, bineînțeles, iar în portugheză se spune boa tarde. Boa înseamnă bună și tard înseamnă ziua. Tard, ziua. Boa, bună. Iar dacă este deja seara și vrei să saluți pe cineva, e deja ora 6 sau ora 8, în portugheză se spune boa noite. Și dacă vrei, de exemplu, să dai la revedere la cineva care se duce să se culce, în portugheză se spune que tenhas uma boa noite. Sau desejo-lhe uma boa noite. Acum vreau să vorbesc un pic despre prenumele personale. Prenumele personale în limba portugheză nu prea diferă cu cele în limba română. O să vedeți de ce. De exemplu, cele în limba română sunt eu, tu, el, ea sau ei sau ele, asta treia persoană din plural, noi și voi. Iar în portugheză ar veni eu, tu, ele, ela, eles ou elas, a treia persoană din plural, eles ou elas, e același lucru ca ei sau ele, nós e voi, care înseamnă voi în limba română. Așa că știm deja prenumele personale, atunci putem crea câteva fraze. De exemplu, dacă vrei să ceri cuiva un pahar cu apă, în portugheză ar veni eu quero um copo com água, por favor. Eu quero um copo com água, por favor. Și dacă vrei, de exemplu, să cer mâncare, ți-e foame și vrei să cer mâncare cuiva, în portugheză ar veni eu quero comer. Sau altfel spus, se poate zice, de exemplu, eu vreau mâncare. E cam același lucru. În portugheză ar veni eu quero comida. Eu quero comida. Ai mâncat? Te-ai saturat, ești mulțumit și vrei să spui saramana pentru masă sau mulțumesc pentru mâncare. Iar în portugheză ar veni obrigada pela comida. Obrigada pela comida.
Și dacă vrei să spui doar mulțumesc, în portugheză se spune obrigada, dar atenție, spun obrigada doar cei care sunt din sex feminin. Cei care sunt bărbați niciodată nu spun obrigada. Bărbați trebuie să spun obrigado. Fetele spun obrigada sau femei spun obrigada, iar bărbați spun obrigado. Dacă te duci, de exemplu, în Portugalia, Brazilia, Angola, Mozambic și ești bărbat și spui obrigada, oamenii se vor întreba dacă ești pe invers. Așa că bărbați niciodată nu spun obrigada. Bărbați spun obrigado. Și, de exemplu, dacă ai văzut cineva frumos pe stradă și vrei să îl faci sau îi faci un compliment, nu știu, o femeie, un bărbat, nu contează, dar vrei să faci un compliment la persoana respectivă, în portugheză se spune você é muito bonita, bonita pentru femeile. Iar dacă vreau să spun acest lucru la un bărbat, se spune você é muito bonito, muito bonito. Bonita pentru fetele, bonito pentru băieți. Am făcut deja câteva fraze, am creat câteva fraze și acum vreau să vă învăț câteva cuvinte care mi se pare utile în limba portugheză. Primul cuvânt este apa. Apa în portugheză se spune água. Mâncare, comida. Mâncare, comida. Steag, bandeira. Steagul României. Bandeira da România. Cercei, brincos. Cercei, brincos. Lanțișor, colar. Suflet, alma. Brățară, pulseira. Inima, coração. Meu coração, inima mea. Inima mea, meu coração. Flor, se spune cabelo. Cabelo. Par, cabelo. Blusa, blusa. Blusa. E același lucru, doar se scrie altfel. Inel, anel. Zâmbet, sorriso. Cam astea au fost frazele sau cuvintele pe care am vrut să împărtășesc cu voi. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Eu promit să mă întorc data viitoare cu încă un filmuleț. Vă pup inima! Beijinhos no coração! Ciao, ciao!